Două persoane sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită după ce ar fi fost prins în flagrant în timp ce încercau să mituiască un polițist. Totul s-a întâmplat în municipiul Orșova. Pe data de 15 decembrie, în jurul orei 2, polițistul a oprit în trafic pe DN6 în municipiul Orșva un autoturism înmatriculat în Marea Britanie care a efectuat o manevră de depășire neregulamentară. În timp ce polițistul efectua verificările, persoana din dreapta conducătorului autoturismului a oferit agentului de poliție cu titlul de mită suma de 200 de euro pentru a nu lua măsurile legale față de șofer. În timp ce polițistul efectua verificările, Proprietara autoturismului i-a oferit agentului de poliție, cu titlu de mită, suma de 200 de euro, pentru ca acesta să nu ia măsurile legale împotriva conducătorului autoturismului. Imediat după denunț, polițiștii anticorupție ai Serviciului Județean Anticorupție Mehedinți, sub directa coordonare și îndrumare a procurorului desemnat din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, i-au prins în flagrant pe cei doi care au oferit polițistului suma de bani pentru ca acesta să nu-i rețină permisul de conducere conducătorului auto. Cu ocazia controlului auto în porbagajul autoturismului au fost identificate și două cutii cu materiale pirotehnice. În cauză s-a întocmit dosar pentru infracțiunea de dare de mită, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale.